Dulescu. Unul din cei mai cunoscuți preoți brâceni a fost Eminian Lestun, care s-a născut la 11 august 1894 în comuna Popeștii Vâlcii. Tatăl său fusese învățător și se stabilise la Dăiești, unde a funcționat o bună perioadă de timp. De altfel, căminul cultural de aici purta numele. Eminian Lestun a participat la campania pentru făurirea României Mari, ca student în teologie cu gradul de sublocotenent în regimentul 42 infanterie, de altfel pentru care a primit și o serie de distinții de-a lungul existenței sale, mai ales în perioada interbelică. A fost preot la Popești Vâlcea, unde s-a remarcat împreună cu soția, pentru că făcea vizite la enoriașilor și la domiciliu pentru a le cunoaște mai bine problemele și eventual pentru a înlătura viciile. A reparat bisericile și toate cele lucruri care l-au făcut să devină iconul Stavrofor cu dreptul de a purta brâu și culion roșu. A absolvit și școala normală din Craiova, fiind și învățător pentru multe generații de tineri. A adus pe calea credinței mulți credincioși, nu numai din parohie, ci din afară. A fost director al centrului parohial și a avut numeroase alte funcții încredințate de ierarhii locului. Însă, la 1 septembrie 1954, a fost și preot la mănăstirea din Tunlem, preot duhovnic, locul fiului său, tot preot Ion Lăstun. De asemenea, a fost și contabil la protoieria din Băbeni. El era cunoscut prin pereridicile sale care transformaseră mănăstirea din Tunlem în loc de pereinaș. De aceea, la 20 august 1959, a fost rearestat, așa cum fusese și în 1940-1950, de organele de securitate. De data aceasta a fost judecat și condamnat la 4 ani închisoare corecțională pentru înălțire contra ordini sociale. Citesc din memorul părintelui adresat episcopului Iosif Gafel al Râmnicului și Argeșului. Am suferit această pedeapsă fără nicio vină reală, întrucât declarațiile martorilor au fost complet neadevărate și pornite numai din ură personală și dorința de răzbunare contra mea. Justiția. Față de aceste declarații pe care martorii le-au susținut, mie nedându-mi putința de a propune alți martori în apărare, am executat închisoare corecțională până la 20 august 1963, când a fost pus în libertate. Citez, pentru că numai un dement ar fi fost în stare să facă afirmații de care am fost acuzat în fața secretarului de bază, a doi președinți de întovărășire agricolă și membrii de partid, fără să se fi gândit la urmări. Și mai mult încă, eu depusesem și cerere de colectivist înainte de arestare cu 2 luni, îndată după ce am cedat pământul și am devenit țăran mijlocaș. De altfel, el a fost pus în libertate de la formațiunea 0622 Aiut. Deși era pensionat la momentul arestării, pensia nu i-a mai fost acordată după eliberare de la 2 august 1963. Astfel, la 1 septembrie 1964, a fost nevoie să se reîntadeze la parohia Piatra Sat, a județul Olt, de unde s-a pensionat în 1 iunie 1971, mai ales datorită celor 2 detenții care duseseră la îmbolnăvirea sa de cord ischemic, arteriosclereză, emfizem pulmonar. Citez. Suferințe avute în viață, multe din ele în afară de voința mea, m-au distrus fizicește. Cea mai mare și mai grea suferință este aceea pierderii și despărțirii pentru totdeauna de unicul meu fiu, preotul Ioan, pe care Dumnezeu l-a chemat la sine în ziua de 24 august 1970. Aceasta m-a distrus complet, mărturisea părintele cu durere. La 20 octombrie 1985 s-a găsit liniștea, trecând la cele veșnice și a fost înmormântat lângă fiul său mult iubit la Popeștii Vâlcii.